Bună ziua! Suntem întruniți în ședința ordinară 60-a 6-a 2022, în dispoziția primarului. Prezența este de 12+2. În urmare, avem vorum pentru adoptarea tuturor hotărârilor de pe ordinea de zi. Așa cum ați văzut, pe 24 ați primit materialele și au mai fost două suplimentări, pe 28 și una chiar astăzi, ultimul proiect de hotărâre. Dau cuvântul domnului primar. În comențiune, pentru toate proiectele de hotărâre, inclusiv cele suplimentare, am primit rapoartele de avizare de la toate comisiile și sunt favorabile. Dau cuvântul domnului primar pentru acest ordine de zi. Mulțumesc, am să dau citire ordinei de zi, cea curentă și cu proiectele de hotărâre cu care am suplimentat ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritatea Bacău pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP pentru anul 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 42-2605-2022 privind demolarea construcțiilor C1 Atelier Școală și C3 WC din curtea școlii gimnaziale Emil Vrăcu, situată în sat Măgura, comuna Mărăteanu, Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 43-2605-2022 privind demolarea școlii generale Sobodon din sat Sobodon, comuna Mărăteanu, Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu proprietate publică a Comunei Măgura, la suprafață de 19,67 metri pătrați. Situat în sat Măgura, strada Emil Vrăscu, numărul 1161, comuna Măgura, județul Bacău, cu numele dat la strada Educația Săruc, o așa una cameră pentru destinații comercializare produsii farmaceutice de uz veterinar și produse fitosanitare. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile, teren și construcții situate în sat Măgura, strada Emil Vrăscu, numărul 450, comuna Măgura, județul Bacău, înscris în cartea oficială cu numărul cadastral 65510, în vederea construirii unui dispensar medical, sediu administrativ, primărie, amenajare pentru garare a utilajelor serviciului public de gospodărie comunală Măgura. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uși și servitute în favoarea secțiilor gazdin pentru suprafața de 63 metri pătrați în vederea realizării lucrărilor de întărire rețea energie electrică pentru zona strada Florilor din sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău. Celelalte trei suplimentare. Și celelalte trei suplimentare. Proiect de hotărâre privind avizarea întotdeauna pus pentru construirea locuință unifamilială, magazie, garaj și întreținere teren plus branșare de acordare la utilități, s-a adunat la strada proiectantului numărul 10, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar Coștiuc Tamar. Proiect de hotărâre privind avizarea întocmire pus pentru construire locuință unifamilială și împrejmuire teren, s-a adunat strada proiectantului numărul 23, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar Bulai Leonard Ioan și Bulai Elena Daciana. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 19 din anexa numărul 2 la HCL numărul 27/28/2022 privind modificarea și completarea nomenclatorului stradal al Comunei Măgura, județul Bacău. Acestea sunt proiectele de hotărâre puse pe ordinea de zi. Supunem la vot cele trei proiecte. Le vom parcurge. Suplimentarea ordinei de zi, da? Toată, supunem la vot ordinea de zi cu cuprinse cele trei proiecte suplimentare. Cine este pentru? Unanimitate. Supunem la vot procesul verbal al ședinței de pe 26 mai 2022. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației. Avem două proiecte de hotărâri pentru ADIP și ADIS,
cotizația anuală pe care UATEC Comuna Hoblea trebuie să o plătească pentru către aceste două asociații, proiecte curente, anual aprobăm astfel de, de cotizații. Da. Dacă, dacă sunt discuții pe... Cine este pentru primul proiect, ADIS? Supun că și ca doar de ceva, de aceea ce m-ar fi doar pentru proiect. Proiectul numărul 3. Privim modificarea HCD numărul 42 de 26.05.2022. Aici vorba un pic de... E vorba de formulare. De formulare, da. Adică în speță doar la... Ați văzut la articolul 2 și 4, trebuia să scot poziția din HG. Deci se aprobă scoaterea construcției din domeniul public, fără să fac mențiunea din, din HG. Așa este rigoarea care este acceptată acum după codul administrativ. Am eliminat acele cuvinte, ca să fie tot ok, să poată fi intabulat corect și la carte și la... Asta am hotărât, nu se schimbă, doar specificațiile astea trebuie să... Eliminate și să punem scoaterea, nu radierea. Scoaterea de domeniul public. E vorba la unii interpretare. Radierea sau scoaterea, da, da? Discuții? Deci, mine este pentru că sunt doi și sunt curat și foarte bine. Și foarte repede. Așteptăm și sus. Se întâmplă la fel. Da. Tu ați fi vreme bună. Proiectul hotărâre privind HCR 43 din 26.05.2020. În aceeași situație și la școală. Da. De nu ne apucăm și pe așa. La proiectul hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu proprietate publică a Comunei Hoblea și la față din 19.67. Nu votez. Votez. Nu votez. Da, doamna Vașcălătoare, pentru că e vorba despre patrimoniul școlii. Dar și eu vă face. Privind aprobarea închirierii. Vorba de spațiul de la poartă pe care mergem să-l dăm spre închiriere unei persoane juridice care dorește să desfășoare activități de genul pe care trebuie deschis acolo, farmacie veterinară, fitosanitară, care nu mai avem și altceva în localitate. Da, mă duc o experiență în sus, așa că să venim în sprijinul desfășoarei stărilor dumneavoastră și să începem în procedere. Discuția asta în ce s-a zis? Sigur, sigur. Dacă sunt discuții? În vederea construirii un dispensar medical, sediu administrativ sau la ce vom avea noi nevoie să construim acolo, în mod special să ducem și ce avem prin curtea primăriei, bube, excavator, tractor, să facem un loc de, de parcare și pentru toate utilajele astea, dar în mod special pentru construirii dispensar. Asta e, de fapt, menirea. Domnul Hărnă? Aici am o întrebare, de fapt, da. Problemă cu eroarea la casă. Care urmează demolată. Casa. Casa urmează demolată, da. Eu cred că ar fi mai eficient, financiar vorbind, să scoată un certificat de demolare, familia, și să cumpere un teren. Păi și unde e referență? Dar duc, dar noi ne-a dus la primărie și la, la, la proprietar să le propunem că am vrea să cumpărea. Oamenii nu au niciun interes să-și cadă din... Adică... Da, valoarea casă 34.000. Apoi omul până nu vede banii, nu vrea să casă.
Nu are niciun timp. Îți dai scapă. Îți poate încă probabil utilitățile toate, toate alea care îi creze, duci la o valoare din cap. Nu, eu înțeleg că asta e pe teren, trebuia prins în evaluare. Dar una cu asta, cred că e undeva valoare terenului, mai mult asta. E zona centrală, cap mai este. Și utilitățile care sunt la perioadă. Cap asta cred că o contată în urmă. Am mai spus și doamnă primar, adică ar trebui să, să nu fie o chestie la altă, adică să fie ținută precisă. Comparam pentru dispensare, adică să nu fie și sediu Măgura, sediu primarie și nu știu. Și primarie de asemenea altă da, parte. Da, dacă vreau adică, să facem asta, nu e un problem. Adică dacă facem pentru dispensare, facem pentru dispensare, nu pe dispensare. Păi facem dispensare, dar de exemplu, partea de spate, dacă o să-i facem da, de spate, nu e un teren mai mult și facem. Poate face și dispensat și primărie, chestia asta. Dispensat, nu, 800 de metri sau 1000 de metri, să zic, dar vrea să fie primărie. Să putem folosi pentru bagajul de bagajul. Facem o alipire de carte funcțială și jumătate din sediul administrativ în terenul nostru, jumătate din viața vechi. Asta sunt lucruri pe care putem face. Exact. Să nu ne împiedicăm, să ne dezvoltăm și să ne limităm la face. Acum a zis ceva. Foarte util. Acum asta face legătura prin Salcâmnește, de aici, după ce da, exact, imediat în spatele grăfiei. Prețul final ar fi 323.000 de lei, nu? No? E valoarea lui la 65.000. E valoarea. Și cum ar să vedem? Teren și casă. Teren și noi nu putem oferi un preț mai mare decât ei. Asta e clar. În jos, mai jos negociat. Din ce scrie în evaluare că prețul nu conține TVA? E persoană fizică, nici nu sunt probleme de TVA. Așa, e să trec la TVA. Știți că costă. Da. Cum? La nevară. Ce-i cu el? Așa, ei așa fac. Procedură de lor. Noi nu au separat pentru persoane fizice și juridice. Ei acord, dar noi nu vom prețul mai avea TVA adăugat la prețul ăsta. Păi nu, mai am zis. Dar așa sunt persoane fizice, nu. Sunt purtătoare de TVA și de construcții sunt purtătoare de TVA. Participați în comisia de negociere, da? Perfect.
Mai vrea cineva să facă? Nu, atenție la ce a spus profesorul domnul Talar. Rămân așa cu destinația nu, eu zic să fie comun. Comun, exact. Acum, sincer, nu mă gândesc și pe cum se gândește nimeni. Dintre noi să poți fi o jumărie acolo, chiar nu o... Pe și atunci ce am zis? Păi, eu știu, ca toate instituțiile ținut din public, primării, nu știu. Poate formulare. Se de formulare. În vederea construirea și copii. Unul este așa medical, se de la administrație primării. Haideți să-i dăm în afară, să nu o punem sediu administrativ. Ce fel de sediu? Sediu... Pentru că utilaje, de exemplu. Dar vreau să spun. Amenajarea de fugărare. Dai și aici și zic eu că fugărerea cu 5 utilaje, da? Unde se va fi doamnă în stradă? În stradă. Da, și eu cred că asta. Domnul Vici, dar eu cred că eu. A utilitatea se dă după aceea când s-a făcut și face investiții. Eu cred că are. Dar în fugărere, nu mai zic că se dă utilitate. Exact. Dar asta trebuie să înțelegi. Scoți investiția acolo, îți faci tot o aprobare a Consiliului. S-a făcut primarul conform de valoare și se trândește până la primăria. Nu există așa ceva. Chiar eu zic că nu aveți teme. Prima curs se stabilește în chestia asta. Da. Poate vă împiedică să faceți prima lipire după aia. Terenul ăla are destinație și ăsta are altă destinație. Și nu spune unul. Eu vin la Bucu, nu. A lipirică sunt cele mă. Asta e primul dintre ce a aprobare a valoare. E teren. Avem două proiecte pe ordinea de zi privind construirea unor, privind aprobarea unor posturi. Avem șapte. Avem șapte. Păi, vă trebuie șapte. Și servitute pentru Delgas Gris, în vederea întâlnirii rețelei din zona Metalbac. Am mai avut discuții și anterior, cred, nu? Pentru punerea la dispoziție a suprafeții pe care dumneavoastră să-și, pe perioada lucrărilor, să-și poată desfășura, eu știu, să-și aduc utilajele, să-și pun tot ce au nevoie acolo, 60 de metri pătrați. Am mai făcut astfel de... Am mai aprobat astfel de hotărâri, nu-i singura pentru Delgaz. Cine este discuții? Domnul Talar. Deci este vorba, dacă știți, în zona Metalbac era în interdicție și nu le dau nimic și atunci, împreună cu doamna secretară, tot așa, am făcut niște adrese la Inspectoratul de Stat în Construcție și în hotărârea lor, la un moment dat, spuneau că nu se poate face nimic. Da, în fine. Și acum se poate face? Acum se poate interdicție, pentru că au revenit cu adresa și... V-ați repetat la urmă. Adică se poate construi... Da. Adică 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 utilități. A, utilități, da. 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 Bun, ca o utilitate. Mai am o întrebare exact se poate. Cine construiește? Banii cui se construiește? Adelgaz. Da. Mai vreau o întrebare. Așa, nu mai am eu. Tot vis-a-vis de Delgaz și de curent electric. Sunt mari probleme cu curentul pe Valea Mărului. Știu. Da. Nu se poate face nimic? Sau te este rupe, ceva? Așa, 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 nu se rupe! Cam tensiometrul și tensiunea. Mai prea mări, mai prea. Ne strică la mărului. Au avut discuții pe care le-am făcut cu reprezentații cu Delgaz. Cu cauă, în planul cu modernizare și zona Mărului. Rețele de genul celor spus sunt primarii clasici. Dacă pe toți s-a dat așa cu eficientul, prin an, poate din el nu a modernizat. Urmează și celorlalte, dar vă dați seama că în planul de modernizare... Nu ar fi niciun vânt și sunt răbdă. Care-i cauza? Da. Haideți să vă spun. I-am făcut eu o adresă către Delgaz, nu știu, acum două luni. Și m-au trimis un răspuns, că am arătat doamna secretare, că noi am făcut modernizare la Comuna Marigenea și nu știu care. Și am trimis așa, noi suntem Comuna Măgură, nu Comuna Marigenea. Vă rog să veniți să schimbați cablurile care sunt înjurate și să schimbați acolo. Și eu rămas discuția că ei au venit o reprezentant de-a lor și... Mai facem o... Am mai făcut-o.
adresat SAMIRE-ului. Am spus, i-am și amenințat. Deci dacă nu v-a adresat SAMIRE-ului, după aia îi vor lua la întrebări și vor veni interese și vor fi problemă. Și vor fi doi. Da. Că au și ei multă timp, sunt niște SAMIRE. Știu. Deci am și scris acolo, dar în cazul care nu... Dacă doriți, am aveți acolo. Și ele cucurează imediat. Am și scris, cum e dezvoltat până Crăzășei, care a ajuns la 30 de mai acasă? Putem să încerc să-și pun un transformator acolo? Păi sunt 36 de dezvoltă continuu, deci am putea să încerc să-și pun un transformator, că și acolo e problemă să... La o lucrări individuală, nu mai e simplu, dar sunt maxim, atunci îi dă 10 de zile. Când avem un dezvoltator care vine și vor să construiască 10, 50, 20, câte case vor să construiască sau blocuri, să fie condiționat un pic mai strict. Da, trebuie condiționat. Acum cât o construit, o construit. Dacă mai dorește să mai trebuie luat în... La, cu toate suntem la limit acum. Apa, la limite, curente, la limite. Dacă trebuie să extinde. Noi avem un transformator acolo unde este al nostru, era ACAP-ul, nici nu știu, care e acolo lângă la Șipru. Normal, transformatorul ăsta, adică ar trebui să negociăm cu aceștia la delegat. Nu știu cine e, eu nu mă aplice, practic domnul Gheorghe. Adică ei nu au costuri cu transportul, transportul ăsta, transformatorul este al nostru și noi de acolo alimentăm pompe. Bun. Păi n-ar trebui să ne dă alt preț, adică dacă este transformatorul meu. Adică nu, e vorba de costuri. Costul de furnizare, să negociați costul de furnizare? Eu vă apoi de implementat DNRE și nu se poate. Da, sunt costuri să amestec la nivel național. Deci costurile de transport sunt stabilite prin lege și nu le poți modifica. Folosim punctul de transformare al nostru și nu suntem singuri. În primăria de Chipasa, terasa comună are vreo 3 puncturi de transformare care sunt ale lor și atunci se folosesc de ele. Doar că energia consumată e același tarif pentru energie consumată. Și del gazul, 40% i-a stat pe zonă. Da. Două mani din punct de buzunar stă și primul buzunar în drept. Bun. Să punem la vot proiectul numărul 7. Este pentru? Abține? Ca să concluzionăm, dacă tot am discutat despre energie electrică, nu toate spun domnul viceprimar, faceți adres la NLE, domnul vice, faceți toate problemele, deci toate sezările pe care le-ați făcut față celor de la Delgaz, nu v-au răspuns, domnul viceprimar, domnule, nu ne vede decât să trecem mai departe. Atunci vă spun sigur că vor percuta și vor rezolva problemele astea. Că, dacă ne amintim, acum vreo 2-3 ani de zile, pe Socorul au făcut o investiție, au schimbat rețeaua și mult mai stabilă energia electrică de momentul de față. De ce zic chestia asta și de ce le-am făcut adresa? Pentru că urmează să facem iluminatul public și în zona, în Valea Mărgurești, în special acolo, tot timpul când va din vântul, să vedeți un scurt și așa care... Iluminatul are rețea separată de cea utilizatorilor casnici. Are rețea separată, are fibrul de fir separat. Așa că, dar nu spun, asta nu înseamnă că nu se pot opri pe mână. Da. Bun, haideți mai departe. Proiect de hotărâre privind avizarea întocmirii pus pentru construirea locuinței unifamiliale, magazii, garaj, prejcuiri, branșare, racordare la utilități, sat Măgura, strada proiectatul numărul 10, în favoarea beneficiarului Oștiu Tamar. Știți foarte bine despre ce vorba, e zona de interdiții, oamenii cheltuiau acolo și au făcut puzuri ca să poată construi. Tocmai de asta am și insistat pe dumneavoastră să le acceptăm ordinele suplimentare. E vreme bună de construit și ar fi meritat să îi mai amânăm încă o lună de zile pentru finirea acestui aviz. Exact, consideratorul fac pe cheltuiala dumneavoastră și au făcut
intrarea cu van intrabilan la, la terenului care este sub interdicție, adică nu ne aflăm pe zonă de extrabilan. Suntem pe intrabilan cu interdicție, din păcate încă. Și atunci, cred că este de partea noastră, să dăm dovadă de certificat, să punem acar la sprijin. Domnul Berușcă. Vreau să întreb domnul primar, e un proiect asemănător și cu următorul de ani de zi? Da. Să se asigurarea utilităților din Sacea să sunt utilități pe ambele străzi? Și strada proiectantului. Și strada proiectantului care a fost și pe toate. Zona Caro. Zona Caro. Zona Caro. Acolo se intre în casă. Drumul este altul, nu? Stai, 21. Drumul e acolet. Proiectantul. Da, dar ei nu sunt acolo în cine jos, domnul primar, vis-a-vis la de la aici e o problemă de fapt că noi nu am terminat, nu am primit toate aziste, dar nu. Mai avem eu trimit inclusiv cel la, de la aeronautică, l-am luat și pe ăla de la, nu știu cum se mai spune. Drumuri naționale? Cine e? Nu. Cu drumuri naționale mai avem un pic de lucru, după aia intrăm în linii de cu aprobări. Dice și mai trebuie la Ministerul Dezvoltării și eu zic că nu reușim să scoatem la capăt. În cam în ce perioadă? Eu zic că în câteva luni biserica trebuie să scoatem la capăt. E greu. Care vă spun cu bugurile astea, e durere mare din cap. Foarte localități au aceeași probleme. Foarte, foarte complicat. Nu sunt foarte, foarte complicat. Da. Bun. Alte discuții? Da. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Proiectul hotărâre privind proiectul numărul 9, privind avizare pe obiect pus pentru construirea locuinței unifamiliare și pescuit teren. Da. Exact în același loc, pentru Bulai Leonard și Bulai Elena Dacian. Și domnul fost prefect, nu? Domnul fost prefect, domnul Bulai. Așa că avem un teren așa în pată, cred că apar construcții foarte mult. Zona e foarte frumoasă, păcat că avem interdicția asta și îi punem o grămadă de probleme la oameni ăștia. Eu sper să reușesc să ridicăm o dată cu aprobarea. Cine este pentru? Proiectul hotărâre privind numărul 10, proiectul hotărâre privind modificarea punctului 19 din anexa 2 la HCR 27 din 28.04.2020. Privind modificarea și completarea nomenclatorului stradal al comunei Mătura Județul Bacău. Avem o problemă cu strada Vâlcerii, care pornește din Trivan și trebuie cu Sfântul și la evidența populației. Să vă rog că nu-i prea clar, formularea. Aceeași problemă, dar nu mă știu, apare și în Socodol și Crihan, pentru strada Vișnilor. Nu, a, este, este. Dar acolo va arăta pe formulare. Nu era suficient de clar, Da. Și a zis că e de strada Crihan până la intra lui Socodol, cu strada tot Vâlcele din Socodol, ca să fie suficient de clar. Da. Nu, să vă rog că nu e suficient de clar prima formulare. Să facem mai clar. Ca să vedem un sprijinul locuitorilor de pe vârful ăsta de stradă de aici, de-am hotărârea asta să fie folosit la evidența populației, să nu mai fie confuzia asta. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Am impus la școlile de zi. Să trecem la diverse, dacă avem ceva probleme. Dar am discutat în două luni. La CNI cu 8,2 km drumului primul urgență. Astăzi am primit o solicitare de clarificări, la asta înseamnă că funcționează, nu mi-a interesat. Eu zic că este... Toate autorizații sunt scoase. Avem inclusiv autorizația de construire, dacă nu... Și prea de construire. Licitația organizată de CNI, da. Noi doar dăm clarificări, cine solicită dumneavoastră. Asta a primit un înțeleg. Eu știu, Iulie, să încheie licitația. Eu zic că dacă dă Dumnezeu, urmă o situație liberă. Și nu la urmă să știe exact cine s-a construit. Având în vedere care și-au autorizația de construcții, cred că ar putea să fie chimica la teamă, da? Să mă dăm înainte de a ști exact cum stau cu proiectul. Cel trebuie să existe o licitație și o... E de când suntem la neață, când ne-am copat, când avem codul, nu are codul. Avem și un pot. Dar nu-i de... Nu vede nimeni la reacție.
întâmplat? Da. Același conflict tot la lucrat. Nu-i pilotul. Dar pe care la fel nu sunt clare, înseamnă că se lucrează. Și respect tare să reușesc cu nimic mai greu și toată. Dar au început să suni în teren cei de la Angel Sadic, de la Ministerul Dezvoltării, pentru proiectul de consiliu, tot așa ca al nostru. Dacă aveți ce mai greu, dar ce se mai greu. Dar eu am un proiect de consiliu, tot așa ca Angel Sadic și la fel. Mă cer o clarificări? Mă cer o clarificări. Acum, nu știu, probabil cer clarificări la localități din care ești. Dar mai greu, mă nu pot. PNDV. Da. Deci noi n-am avut. Nu, noi nu am avut PNDV. Acum, din cadrul și ca preț, ca utilități, tot ce ține de... Haideți, domnule, mai să mergem de soluție. Dar drumul are și mai trebuie. Nu vreau să spus acolo. Dar și mai trebuie invitat. Acum, este în antiafilar. Ar finalizat că a făcut recepția și la școala primară. Arată foarte bine. Dacă o să aveți timp să puteți să ieși și pe acolo, dar din jale, exact ca un pahar de șampanie pus pe o masă de care, de care, da. Care n-au mai fost teață de... Dar nu a fost prins în proiect? Nu. Au fost prins în foarte mici. Foarte mici. Dar este să facem un proiect la drag. Cum se iese din strada școlii, da. Vă rog să tăiem să fie așa pe diagonală, dar nu să mai fie ideea. Strada școlii într-o modernizare de 1,2 km, atunci am... Corect, dar am dat gardul să-l ține minte, să fie în o deschidere, pentru că nu ai vizibilitate. Da. Când ești de acolo, nu ești vizibilitate. De mintea mea ar fi ca în, și la rectificare de buget să te aplicăm un pic asupra situației. Școala nu te lăsa așa, trebuie să facem o preșunire, trebuie să facem amenajare, trebuie să facem ceva acolo. Și mă gândesc dacă tot avem terenul acolo, poate face și acum un teren sintetic. Nu știu ce să spun, dar... Adică, să o punem în valoare și să rezolvăm și cu zona aia, care e în paragină totală. Cât copii vor fi la școală? Cum? Cât copii vor fi la școală aia? Deocamdată o grupă de grădinițe. Nu vă ascult că am fost și la DSP, am cerut asistență din partea dumneavoastră, au venit două doamne să vedem dacă nu cumva o putem transforma în creșă. Nu crește copii, sunt solicitări foarte mari. Pini nu fac, ei sunt nu știu. Pini regulă, nu acum... Orice nu zice să facă. Da. Dar se poate, dar trebuie să oferi ceva lucrări de amenajare specifice. Așa. Trebuie să împărțim din spațiu, din spațiu de joacă, cu spațiu de dormit, unde ar fi cancelarea, ar trebui să împărțim în două, să avem cabinetul asistentului medical și cu zona unde se prepară sau unde se pregătește mâncarea pentru copii, când se merge și pichetele, nu e neapărat nevoie să ai bătării. Dar, domnule, un sistem de strategie de video, are școală respectivă? Are, deja e mult. Vă rog frumos. Dar copiii care mergeau la școală... Dar nici nu vreau să vă spun ce efect au avut. Nu mai unul pe acolo. Nu sunt copii care mergeau la școală acolo? E o vizie din la grădini. Deja am dat un sistem video acolo și văd care e efectul benefic. Nu mai este nimic. Copiii, dar ce nu mai dat? Acum avea să bugetul imediat la dinamite și nu la ce vom face în prejurile așa cum avea asta. Eu propun să finalizăm înjurirea, să facem curat acolo, dar să nu mai facem alte investiții din teren, din sport, trebuie să ajungi și copii. Doamna, de ce am aici vă fac asta? Ce? Pentru că sunt foarte mulți copii pe zonă și nu au unde să se joace. Da? De acord. Deci eu... Terenul e școala. Deci terenul va fi amenajat doar în terenul școlii. Și va fi pentru toți copiii. Când și în oraș, accesul copiilor în portea școlii este permis din lege. E obligatoriu. Adică, dar să nu se stabile cu toți. Voi vedea ce se întâmplă. Dar în septembrie vom reuși. Domnul primar, dacă doamna președintă, mulțumesc pentru cuvânt cu privire la școala respectivă. N-am vorbit cu domnul primar, asta vreau să propun pentru creșă, pentru că în municipiu există o cerere extraordinar de mare. Toate creșele sunt, adică, ca și cerere undeva la 200-300%. Deci rămân foarte mulți copii pe rând.
în Măgura, sunt foarte mulți părinți care la fel ar dori să-și lase copilul la creșă și nu poate. Și atunci e foarte bine venit. Iar cu privire la terenul de fotbal, dacă se face o împrejmuire la teren de fotbal, o împrejmuire de 3-4 metri cu gard, cum să spunem, sau 6 metri, cu intrarea bine organizată din curtea școlii, din stradă până la teren, nu cred că e o problemă cu sistemul de supraveghere și așa mai departe. Iar aici, la locul ăsta de joacă, care este foarte bine organizat față de ce am avut până acum, trebuie neapărat, prin stâlpul respectiv, pus o cameră de luat vedere, că în scurt timp... Haideți să dăm la diversi, că nu trebuie să iau altul. La diversi, că nu trebuie să iau altul. Așa. Ați pornit la asta, da, așa că nu mai vedeți. Mai am două chestii, doamna Solicea, și am terminat. Nu știu, doamna Solicea, dacă am stat în spate și am văzut cine era în camul ăla, zic, gata, nu doi o dat. A fost un TV, dar nu a fost. Haideți, doamna Solicea, vă dăte vreau să vreau să termin chestia asta și în ce am spus. Când nu ia, că am spus că pătrează, că iar pe terenul unde s-a construit nou loc de joacă, vă rog să puneți o cameră de luat de vedere. Din partea de strada, nu știu, strada, nu, cum îi spune? Nu, din una la Bărgicei. Și una la Bărgicei, pentru că nici nu s-a montat bine și acolo. Mai sunt copii mai mari, care nu neapărat, nu știu, din diferite motive, au început să strice. Și a aplicat amenzi. Adică prima dată, cu înlocuirea daunelor, adică să plătească tot ceea ce s-a stricat, păcat, e foarte frumos locul ăla de joacă și nu merea să... Da, e foarte frumos, are și protecții pentru copii, adică acolo. Am luat decizia să-l șocrez cu el, nu cu o preșturi de la asta la altul, cu toate scândurile. Încărduiesc. Și asta de un metru, pe zona de fitness acolo, ne-am gândit să punem împreună cu domnul viceprimar, să punem niște paveri, niște dalii, da, ca să nu fie doar balast așa, o să punem bănci. De la Sobodor pe care avem noi și punem din foișoar de... Deci eram solare. Și în cer să știi la masterina, domnul, vă dau două... Au dăm solare, da. Și noi pe solare care avem de la... Hai să începem. Hai să începem. Hai, doamna Pecea. Și încep cu locul de joacă, văd toată lumea e extaziată. Eu nu sunt extaziată vis-a-vis de locul de joacă, pentru că este neterminat. Eu n-am văzut nicăieri loc de joacă cu covor de ăla... cum se cheamă, cu vorba la special, întrerupt între aparate. Ce da, au făcut un loc, au făcut, au pus covorul la fiu, o rază de jumătate de metru în jurul aparatului. Și restul sunt piatri, sunt pietre. Balastru. I-am solicitat să pe tot mai multe idee. I-am solicitat să-mi pună la casa. Acum știți cum e, i-am zis cum tatăl ăsta, că eu ne-am văzut. Eu sunt de acord acum. Dar de la un moment dat să punem tot tartan și pe zona asta, așa ar fi fost direcții de fapt. Dar este foarte scump și am renunțat. Dacă punem pe zona asta de protecție, unde imediat în cap, frate, foarte bine putem pune dalii de beton din astea de la Beteman 40-40, să facem o dată pavăm doar pe zona de fitness. Acolo vor veni și băncile, va veni și un foișor din ăsta. Și în zona de iarbă, în dreapta? În zona de iarbă? Este acolo o porțiune rămas, până în gardul omului. Acolo poate de amenajat pentru parcare, sau nu merge până în gard. Nu merge până în gard. Nu am văzut că e împrejmuit. Eu cred că trebuie să concretizeze parcul ăsta cu împrejmuirea și cu o dată cu astea. Nu este clar. Eu am văzut deja copii acolo că folosesc locul de joacă și sunt pietre, sunt de nivelă. Trebuia să-ți faci același lucru. Săptămâna cealaltă. Săptămâna cealaltă rezolvăm cu trebuie să legați. Sunt gărduțuri de astea mici, toate de mari, cu aleroa, mai vin peste tot. Să cumpăr, dar trebuie numai de trebuie ceva. Facem din ceapă, cu scânturi, cu avem aici la grădiniță. Trebuie din cuță, știți cum facem? 60-70. Vor fi pus în interior. În interior, vei afli la tot. Și vor fi pus cu pânci, cu pânci, 10 pânci. Ori ne intercalăm, ori nu lăsați să din toate întrebările. Cum o tărești la altul fi? Terminează de lucru. Așa am trecut la două ori. Dacă mă întrerupeți, nu o să pot termina. Hai, doamna Pecea. Următoare. Mai am observații la școala din primar. Așa. Este același constructor cu grădinița asta? Da. Da, se vede. Același lucru neterminat. Așa.
Eu nu pot să suport că deja și aici, la grădiniță, toată apa pluvială vine și se duce pe fundație. La fel și acolo. Nu mai fost jumătate metru de burlan să o dăm afară, domn primar. Deci, nu uitați, să nu-i colectați, doamnă. Colectați undeva, dar va fi dat. Se duce exact în fundație. Până la fundație aia a capt igrazie în 2-3 ani, sau că igrazia de pereți. Toate lucrările astea penitele au fost foarte, foarte sărăcăcioase. Auziți, cu 5.000 de lei facem noi. Dar nu ești de mult poate 5.000 de lei. Deci și un an, probabil, a fost. Da, trec de trotuar și nu mai avem probleme. Dar uităm aici la intrare, deja e... Am zis solicit la constructor să rezolvi situația, să pun până la trotuar. Total. Dar credeți că aici, ca să completez doamna Sorin la tot contrazicție, nu au fost prost gestionat, mai ales că dacă v-am gândit, noi au venit cu suplimentare și le-am suplimentat bonus la muncit loc asta. Nici el constructorul la el acasă, dacă vă spun eu că dacă treci pe fața sedului de la el, ce? 6.000 de lei. 6.000 de lei. A fost câteva aminte, că aveți acest statul de lucrurile. Nu a fost de casă. Mai am întrebat. Azi, 2017, am făcut la începută. S-a făcut pe standardele modele. Trebuie să faci modelul gospodărească. Programul de dezvoltare a comunii, dezvoltare rurală, ce e asta? Fiecare an să faci un program, l-am votat pe site-ul primării, nu am găsit. Vreau și eu să știu despre ce program. Și apare vizitat la cură, ori? Da. În fiecare an. Să dau banii ăștia. Deci, chiar mă rog, vreau să știu. Sunt curioasă să vedem. Dar pentru ce firmă? Ce dezvoltare? O firmă ce vreau să faci? Da, o firmă, se plătește. Dar nu... Primeiro hoje, vou falar sobre isso. Eu? Sim.
văd într-un cerții oră. Păi să ai o trupă. Am sărit, da. Ce oră? Să mă apă din dealul mare, să facem un program la... Că sunt diverse oameni în sună și îmi dau apă, la ce să... Da. Aveam în continuare problema cu ovoul. Eu cred că o să o rezolvăm odată cu achiziția bazinului de la și poate de acolo. Să avem o permanentă rezervă de apă care se țină, care să ne ajute pentru zona aia și eventual să mai furăm un pus. Dar pentru prima urgență acum, cred că e de rezolvat cu bazinul. Pentru că pe timp de noapte acolo se acumulează, nu-i consum. Și acolo 80 de toni se adună într-o noapte. 8. Eu zic că e benefic, adică e colacul de salvare. Până ne apucăm noi de furat al pustei și la am picuțul ușor. Și cu apa aia, dacă nu se poate, nu vă mai facem și pacienții au s-o dule ca să-l tratăm, măcar noaptea, să aibă s-o bolul, poate și s-o... Nu știu, să mă spun, dacă am discutat eu vis-a-vis de proiectul ăsta, de vacanționare, de s-o bol, nu a fost nimeni de acolo, pe considerăm că e apă de suprafață. E apă de suprafață și nivelul știu. Apă de suprafață, dar nu mă nimeni. Îl punem la menajer, îl punem la menajer. Îl schimbă foarte, foarte rapid componența, încărcătura bacterială. Că se infiltrează din tot felul de gunoaie sau ce, de deșeuri ce mai aruncam lumea pe acolo, se poate infiltra în puza preatică și atunci îl schimbă componența și poate reprezenta pe ea. Asta e justificarea dumneavoastră. Acum cu... Dar s-o face pe aici. Problema asta atât de acută cu apa, poate își mai schimbă și dumneavoastră optica un pic și o să ne să mai aprofundat la utilizarea tuturor resurselor de apă. Pentru că nu aveam o fără acum, e foarte greu. Și eu cred că va fi mai greu, mult mai greu. La după schimbări de astea climatice, avotice și așa. Dar chiar mai spune la Coste, la începutul ședinței noi n-am aprobat domnul primar. Nu era proiectul EHCD aprobat. Acum nu mai rămâne decât dumnealui să facă achiziție și într-o săptămână poate fi operațional. Da, nu ajuns partea lui. Apa aia nu poate fi catalogată de motoare de șupăcate din magazinată? De asta, desigur. Ea suprapune din păcate și cu poimul. Și cum arăt cu poimul? Putem cataloga de motoare. De o dată de poimul ăsta nu am acumulat decât, eu știu, de cază. Poate nu e o lucru ăsta. Nu suntem nici cază, nici căluță. Nici de sine nu putem investi, pentru că ne dezbim întotdeauna de proiectul pe care vor fi, după care vor fi executate lucrările pe proiect. Deci proiectul nu vine, că nu este suficient de bine finanțat, e o multitudine de... Dar să facem ceva treabă cu cale și cum trebuie de la început, nu s-a ajunge așa. Problemele astea sunt de peste 8 ani de zi. Eu sunt unul din aia care îmi plăcheli acum. Domnul Mărar, nu sunt extraordinar vechi. Sunt foarte vechi, adică înseamnă că n-ați copiat în pământ. Una locura într-o dezvoltare. De 8 ani sunt aceleași probleme de anumare. Anul trecut, visual, aprobat în Consiliu, ați votat o sumă de 30.000 parte pentru achiziționarea unui bazin de rezervă sursă de anumare. S-a stat, s-a făcut, s-au dus banii aia, nu mă interesează să i-ați relocat, deci n-ați avut interesul să o rezolvați. Bazinul vechi de la operații a ajuns în proprietate privată. Nu mă interesează cum a ajuns. Modificările rețeaua de apă, suntem rășați acum de la fabrică, pe retur. Eu n-am auzit la câte meserii mă văd și eu și mai știu să fie regat pe retur, să se pompeze. Noi nu putem să așteptăm bazinul ăla mără de sus și restul să se umple la aia care au bazinii din mii de toni de apă, ca după aia să țin și la mine, după care popa folește. Ieri au pus apă două asta cu mașina a spălat cu rufe de cu o zi, mai mult decât de mașină. Acum că la azi are un lucru. Am vorbit cu soția și am plecat la serviciu și am intrat cumva. Știam de ședință. Și nu este apă la nu. Pentru că v-am spus, suntem legați pe retur, se pompează, se duce în rezervele de apă, deci bazinul ăla mare, care acum e proprietatea lui domnul Daniel, italian, nu, așa, dar se umple cu apă și rezerva lui. Până se umple la mine fâsii. În afară de asta mai plătesc și aia acum, la preț de... că eu am mai zis de apă, de ce o zboare și normal. Fâsii. E foarte bine, plătesc aia, la preț de apă. Tot totul se învârte. Are făcut aceleași probleme, acum 2 ani aceleași probleme, acum 4. Deci nu sunt noi. Și spuneți acum dumneavoastră ce mărbiți aici, deja suntem sătui. Spuneți-le dacă vreți de apă mare, faci, cum faci? Mergi la prefectură? Ne mutăm la Luizi. Și la tot, și la toate, ne mutăm la Luizi. Ne captăm la Luizi la apă și suntem în urmă. Doar moral, să știți că toate
dacă nu mai sigurul că Alivin și ceilalți îți spun, dar ești stau acolo, să schimbi. Eu vin de la oraș, uitați-mă cum arăt acum, am întâlnit acasă. Put! Domnul Moral, vreau să înțelegeți așa, toate localitățile au inclusiv... Eu îți prind în singurul, dar nu pot să stau să păzesc la parlamentar, poate găsesc într-un punct de gata. Deci toți au aceeași problemă cu lipsa apei, de fapt. Din punct de vedere al legislației. Vorbim de investiții pe
pe altul AP. Vorbim de, de terenul pe care trebuie să le pun la dispoziție. E foarte complicat. Și tu ești, la doar mai grav, cumpărți-o în care teren de undeva și curță. Problema e că avem, când trebuie și la fiecare magazinare, de asta e nevoie de zonă de protecție. Și atunci nu reușim pe acolo să instituim o zonă de protecție. Avem mișcare, domnul Mișar, când avem? Avem mișcare. Unde avem mișcare? Nu, 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 ați avut aprobat baia, deci nu mai amânați, nu se mai poate, deci nu se mai poate. E jale. Am vorbit aseară cu vecinii toți din gură, dar nu-i frică de să fie, nu știu nici. Dar nu am spus cum și în asta. Nu vreau să mi-a spus. Când ești singur ca din cui. Păi și dacă eu țăi la stacă, asta înseamnă că trebuie să sufăr și eu ca din cui. Asta știu și vorbim. Eu am de trebuie la lumea voastră, dar nu vreau să... Nu pot așa, nu se mai poate. O să mai fie apă, nu-i ca să arăt, nu-i fie apă. Ce? Nevasta a fost rădit. Avem o săptămână, care nu pot spune că am avut legate apă în doctori. Într-o ultima săptămână. Nu a fost, bine, dacă le adunăm orile cât o cursă, nu avem doctori. Vă dau cu bunul meu, strigă tot la cer. Vă rog, mulțumesc frumos, vă rog să ascultați cu atenție, pentru că deși nu se vede că s-a făcut nimic la apă, vreau să vă spun când am, de când suntem acolo, am schimbat la furajul 1, l-am retrupat, adică s-au investit acolo. Furajul numărul 2 era, când am venit eu, pompa stătuse 4 luni de zile, era stricată, nimeni nu s-a interesat, am schimbat pompele. Legat de bazin, acolo, la Îndealul Mare, am fost la domnul primar de la Luizi și au zis că acolo e zona lor de rezervă care da și nu știu, nu poate, da? O să-i zone, cum aveți, ăla puneți unul deasupra. Acum, nu știu dacă... Nu, noi mai avem niște două chestii de la, de la ISPA, nu știu, două platforme de betonate care au fost acolo pe vremuri. Dar foarte mici. Da. Încadru un rezervor de 50 de tone sau de 80 de tone și sunt și tamburat. Problema e de zona de protecție. Adică nu ne gândim doar la suprafața pe care ocupă bazinul. Trebuie instituită zona de protecție. Oare aia trebuie să fie proprietatea... Dar nici, ascultați-mă, nici acum nu are zona de protecție, nu au zona de protecție, rezervoarele care sunt. Hai să fim serioși. Și sunt și puse într-o... Păi dar noi vorbim de investiții viitoare, de investiții care va trebui să aibă avizii, autorizații și construirii. Până să vină creapă, oamenii au nevoie de apă, adică noi acum, despre ce vorbim? Păi și facem toate instalații empirice, cum avem acum? Nu se facem toate instalații empirice, dar oamenii nu pot trăi fără apă, domnul primar. Nu pot trăi fără apă. Trebuie să vorbim despre deci, soluție, și vă spun așa, rugați să sunteți cu toți smart. Putem să luăm apă de la crab, chiar de acolo nu va ajunge, nici 80 de toni nu ajunge, pentru că comuna s-a dezvoltat, sunt foarte mulți dezvoltatori care au făcut și toți ce trage. Ce propunerea? Propunerea mea este să se facă un foraj și o înmagazinare acolo la Pentru. Asta e soluția. Cât mai repede, cât mai repede. Deci, pe lângă achiziția de ala de 80 de toni. 80 de toni nu rezolvă probleme. Nu rezolvă. Da, putem avea o următoare de și pe urmă, în următoare, nu îți facem foraj. Deci trebuie și foraj, vă spun eu. Cel puțin unul singur. Adică care să nu... E adevărat că pe anumite perioade ale apei, de exemplu, să te mă iurie, e deficit de apă și în suferare. Ei, la momentul ăsta, noi trebuie să fim pregătiți cu magazinări de timp noapte. Alea să le lucrăm. Dar nu cred că singura soluție este o magazinare de 300 de ori. Odată un punct aia, o tot alimentez, o tot alimentez. Avem pentru zona asta, cum îi zice, de-aia cooperativii cu mare măguri influență. Pentru zona coordinată, în zona mea, trebuie să facem ceva la calibrul ăsta. Pentru că tot vom sta, se tot... Are 20 de ori, ăla e gropat și nu vreau să spun mai mult.
faceți o rezervă jos în metalbac și să pompați sub presiuni. Da. Dacă la timp îți faci... Vă spuneți pe rații niște foraje, adevărat trebuie să făcute, dar am dat mai mult 3 litri de secund. Dacă îți faci 3 litri de secund, adică îți mă gândesc că va fi apă din Neușum să dea apa din afară. Nu, îți poate să rămeceoase pe zona asta. Mai sunt pusuri și la metalbac, mai au și proprietari particulari, pe aici se poate foraje din astea. Adică nu va fi apă să aprinde, adică nu va fi desculătoare pentru se gândește. Deci, odată cu ruperea sistemului până la moară aici, mă gândesc că o bună bucată din consum pleacă. Pleacă pe zona respectivă. Va fi alimentat la oraș și atunci nu vom mai avea presiunea atât de mare cum să fie sistemul acolo. Vor fi tot așa de la oraș. Doi. Consumare. Altă problemă. Deci, sunt foarte multe scurgeri de apă, pentru că avem doar 800 de abonați. Comisiile care le-ați făcut ca să facă... Nu mă vă rog, încă nu au venit de când am preluat sistemul și e consumat. Sunt foarte mulți oameni care irigă, sunt foarte mulți oameni care n-au contor, n-au acometru. Păi eu știu ce să facă acum? Eu pot să mă duc să intru peste om și nu vedea că nu. Nu mă ascultă, nu mă învec, nu mă învec. Hai să vă spun probleme. Apa este la dumneavoastră. Apa e la mine, nu mai e probleme. Nu mai e probleme. Nu mai e probleme. Nu mai e probleme. Nu, dar eu nu vă reproșesc. Nu vă reproșesc. Vreau să vă spun că nu. Eu, deci soluții sunt. Eu cum să nu vreau? Deci, deci vă rog să... Domn primar, vă rog, eu când vorbiți, eu vă respect soluții. Deci nu vreau, eu chiar sunt de supărat. Te-a supărat. Nu sunt supărat. Nu, eu sunt supărat, da. Deci, trebuie făcut, găsită o soluție în care să te duci la om să verifici. Doamne, plătești, nu plătești. Ai contor, nu ai contor. Eu singur nu pot să mă duc și să fac contor. Și să mă duc după gunoi, adică trebuie oameni acolo la sistem, trebuie un om care se ducă să știască, apometru, trebuie un om care să se ducă să sigileze, adică trebuie oameni, un om, noi avem doi oameni la secretul de gospodărie care bara gunoi, bara așa, bara așa, 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 deci trebuie făcut un serviciu, pentru că eu nu știu când o să vină dragul, să ne prie așa, atunci noi trebuie să fim pregătiți, ca să, în cazul în care nu ia, să asigurăm apa la oameni. Doi, avem la sistemul ăla de canalizare, tot legat de apă, trebuie făcut niște investiții. Eu, dacă vrei să vă arăt cum sunt, dacă vin așa de la... Acum scot doar borba din casă, de casă, deci... Eu vreau mai dat. Uitați ce. Ne știți foarte bine. Nu se poate... Deci trebuie, când băgați bani, puteați, că... Deci nu se poate, deci nu s-a investit niciun ban acolo, iar dacă... dacă vine unul, nu știu, îmi spuneți din... Trebuie făcut ceva cu sistemul ăsta de acolo. Deci v-am ascultat, aveam cum ai să vă spuneți, da? Aveți o dispoziție pe care dumneavoastră era să desemnat cu personal în primărie, să încheiați contract. Da, și care personal, domnule? Ați avut 3 comisii? Am avut 3 comisii. S-au realizat 800 de contracte cu mai multe persoane care au venit de nevoi și ce au făcut și la contract. Da, și ce spune? Ați bătut într-o poartă, am vrut să spui, domnule, mai sunt eu contractul că avem ăla. Ați schimbat partea. Dar eu știu ce nu a venit și ce nu a venit, domn primar? Normal, ăștia care... Doamnele care țin evidență, care sunt tare în program, trebuie să spună, băi, astea sunt oamenii pe străzi care sunt... Dă-ți-mi o listă pe străzi. Eu când mă duc la... vorbesc cu Ghiocchi sau cu celălalt, așa îmi spune, s-a să întrebi doamn primar. Zic, băi, trebuie să nu se... Adică, nimeni nu o să face nicio mișcare fără să mergem. Nu, 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 Bine, dau de încoare în rezolzare. Vedeți care au căutații. Dau de încoare în rezolzare.
observăm dacă faceți angajare. Dați întâi oameni acolo la serviciul de apă și apoi... Dacă să vedeți un om să se sigileze, un om să citească, un om să scrie, un om să facă la calculator, pe ce nu ne fac pe aici? Dar eu n-am zis că... Avem o listă personală, adevărat, că mai este loc să angajăm, nu să mai angajăm. Adică e mai important postul ăsta de bibliotecar decât un om care... Nu postul este să fie important, postul de bibliotecar, că eu chiar... 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 La ce nu o să am doi angajați, să aia fac de toate, mai vreau la temelul ăla. Domnul Vici, să-și plic, să-și plic. Da. E foarte bine, domnul, că avem contractul. Da. Păi toate firmele, și eu și nu știu, au externalizat serviciul de citire și nu știu care. De sigilat, ei au personal, au sigilat, nu știu, deci noi îi dăm lor. Adică dacă mai n-am lor decât să... Aia tot reținerea, normal. Îi facem un contract acolo, să-i dai și să sigilezi și nu știu, cu prezența mea, sau omul din primărie, care să nu facă, na, adică să fie, să-i supravigheze. Haideți să le dăm lor tot cititul și nu știu care. Nu există cititul. Deci nu am avut primărie. Dar cititul trebuie să-l facă reprezentantul. Care e reprezentant? Care e reprezentant? Cu obligatoriu trebuie să sigilați toți contorii. Bineînțeles, resigilați. Vezi că, domn primar, unii nu sunt corecți și mai fac prostii. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Am discutat și cu domnul viceprimar. S-a achiziționat sigilii pentru s-a achiziționat din comerț. Nu sunt sigilii speciale, din comerț. Și sunt genuri. Nu omul să-și face contract. O domnule să facă genul și pun sigilul. Nu este extraordinar de greu de pus. Poate să pună și oameni nu știu la gospodării. Acum, Da, bine de nață, dar nu este că zic eu pe mine, cititul, încasatul, no, astea. Intrăm la cazul de exact. Una este cititul și una este încasatul. Deci, intrăm la domeniul și nu e regulă, nu e corect. Adică, da, dar nu este, domnul primar, avem doi oameni, nu au timp să citească. Și nici nu sunt mai angajați. Da, să vă să spun și eu ce am spus cu votul, dar pe din loc pe praf, nu sunt în am spus ce am avut de spus. S-au hotărât să facă prea rezervor, eu cred că e un pas înainte. Din comună, o persoană s-a arătat deranjată și mie mi s-a părut o chestie interesantă, am pus-o pe grupul nostru. Altă comună din județul Bacău, în speță comuna Cântănești, a luat o hotărâre din Consiliul Local, prin care au interzis comerțul ambulant. Eu am zis că discutăm în Consiliul Local și sunt două aspecte. E mai multe de da, există. Deci, banal? Eu consider, da, că am să-mi pun din grup și poză, banal cu tot. Ce se întâmplă? Au potrăbit din ce motiv? Deranjează oamenii din terasa comunei tot felul de goarde și prostii dintre astea și al doilea lucru este că în felul ăsta am creștit și am încurajat și comerțul magazinelor din terasa comunei. De ce nu se întâmplă un pepe din o cocoașă roșie, un cocoșar roșie în un magazin din comună și se întâmplă unul care nu fiscalizează, vin de la negru, și pleacă în fără de comună. Deranjează și... Eu am să propun... Deranjează folie. Da, corect. Eu am să propun pentru ședința următoare, am să întâlnit o inițiativă. Cine vrea să o mai semnizeze la de mine, o putem face. Am spus, mi se pare de posibil. Apoi doamna Sorina a venit cu
ideea foarte bună cu piața agroalimentară. Trebuie să suplimentăm cu cumva, că da? Au băbuțile cu cireșe la, la poartă. Proiectul ăsta pe care nu l-am propus, doamna Sorina, nu este pentru doamnele care ies la poartă cu cireșe. Este pentru cireșe. Eu știu, eu v-am înțeles. Da. Dar trebuie să adunăm. Avem în curte două foișoare pe care știți și dumneavoastră. Aici, așa, așa. Și am vorbit cu dumneavoastră, că sunt foarte frumoase. Sunt de adevărat, sunt o grădință, de fapt. Dar trebuie să facă patru foișoare din astea, cu o singură bancă și cu tarabă în față. Adică cu acoperiș frumos, cine are de cumpărat, ei și la, la tarabă. Ideea este să le punem la stație la Ferez, la doamna, undeva în fața la Ardeal, acolo, prin spațiu verde, zona aia, unde se ne-a să le facem. Da, mai încoace, și a doua intervenție pe care așa 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 așa. Gata? Dacă nu mai sunt, dacă nu mai sunt. Nu. Ne facem.